Finalul de martie vine cu temperaturi record pentru această perioadă a anului, cu 10-12 grade Celsius peste normalul acestei perioade. Mercurul din termometre ar putea indica chiar și 30 de grade Celsius la începutul săptămânii viitoare. Cu detalii vine meteorologul ANM Marina Antonescu. Astăzi așteptăm o temperatură maximă între 22 și 28 de grade, valori chiar și cu 10 grade mai mari decât ceea ce ar trebui să se înregistreze în această perioadă, ținând cont că normele climatologice pentru această perioadă sunt între 10 și 16 grade la nivelul întregii țări. Va fi un cer variabil astăzi, cu perioade în care va fi chiar senin și vântul va slăbi din intensitate, și mâine și luni vom avea parte de vreme frumoasă și caldă. Așteptăm maxime între 24 și 29 de grade, chiar 30-31 de grade marți, iar minimele se vor încadra între 2-5 grade în estul Transilvaniei până spre 15 grade în zonele de deal din Bana și Crișana. Abia din noaptea de luni spre marți vor reveni ploile, mai întâi în vestul țării, apoi și în centru și nord, ploi care vor fi sub formă de aversă și vor putea fi însoțite de descărcări electrice, iar ca urmare acestui front atmosferic ce ne va influența marți, mai scad și temperaturile și se vor înregistra între 12 și 22 de grade, iar local așteptăm și ploi marți în regiunile intracarpatice și se va intensifica și vântul în majoritatea regiunilor. Cu toate acestea, rămân valori mai mari decât ceea ce ar trebui să înregistrăm în această perioadă, mai ales în sudul, în estul țării. Chiar aici vor fi temperaturi cu 2, 3, poate 5 grade mai mari decât ar trebui să înregistrăm. Deci, chiar dacă mai scad față de ceea ce avem în weekendul acesta, rămânem cu o vreme caldă în continuare.